9 și 30 de minute, bună dimineața din nou de la ceastoră. Suntem live și pe pagina de Facebook Ziua de Cluj, alături de mine și de dumneavoastră în această dimineață, primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc. Bună dimineața, mulțumesc că ați acceptat invitația mea și sunteți alături de noi. Bună dimineața, bine v-am regăsit. 2 săptămâni de relaxare avem, domnule primar. Cum stăm? Am fost responsabili în această perioadă? Din fericire pot să confirm în continuare responsabilitatea clujenilor și ca să fiu concret, astăzi în municipiul Cluj-Napoca mai avem 7 persoane active infectate cu coronavirus. 113 în total sunt vindecate și, din nefericire, 4 decese ale unor persoane în vârstă cu comorbidități. Asta ne arată poza aceasta, că la Cluj au fost și sunt sub control lucrurile și, datorită în principal a comportamentului responsabil a clujenilor și a implicării corpului medical, am reușit să ținem epidemia sub control și să nu avem focare, explozii, astfel încât spitalele să aibă o problemă majoră. De altfel, și la nivelul României, vreau să știți că niciodată în perioada aceasta a pandemiei nu s-a depășit mai mult de 70% din capacitatea de ATI a României, adică de paturi la terapie intensivă. Adică n-au fost mai mult de 300 de persoane în terapie intensivă în România, nici chiar în cele mai negre zile ale pandemiei de până acum. Iar dacă e să ne luăm tot la nivel global pe România, iarăși niște comparații. Dacă Italia are o populație de 3 ori mai mare decât România, în privința numărului de decese, Italia are de 30 de ori mai multe decese decât România. Deci asta aș vrea să spun, că să vedem partea plină a paharului. Ne-a fost greu, încă ne mai este greu și ne va mai fi o perioadă, ca să ne înțelegem, dar măsurile acestea responsabile, pe care până la urmă cetățenii le-au aplicat, că autoritățile, repet, n-au chitanțire și somle în spatele la fiecare cetățean dacă comunitatea nu este suficient de responsabilă, ne-au ajutat să trecem această perioadă. Spun această perioadă pentru că eu nu consider încă toată această bătălie complet închisă. Mergem în direcția bună, scad cazurile de la o zi la alta, dar sunt două lucruri în fața noastră. Nimeni nu știe dacă va reveni sau nu cu un val 2 această epidemie, și dacă va reveni, trebuie să învățăm din prima lecție și să nu mai închidem economia în nivelul în care am închis-o acum, pentru că știm ce avem de făcut, și să nu ajungem la blocaje, pentru că vedeți cât de greu este să ne revenim, cât de greu este să salvăm locurile de muncă și să ne păstrăm salariile, pensiile și celelalte lucruri, și în același timp să nu ne mai prinde vreodată nepregătiți din punct de vedere medical, din perspectiva echipamentelor de protecție, din perspectiva echipamentelor terapie intensivă, adică acelor lucruri vitale, așa cum ne-au găsit, din nefericire, nepregătiți în debutul acestei epidemii. Iar de acolo încolo, celelalte lecții le-am învățat. Unele care vor rămâne parte a comportamentului nostru de zi cu zi, adică spălatul ăla pe mâini elementar pentru a ne proteja de orice infecții, și atunci când suntem răciți, deocamdată legea spune clar că în spațiile publice și spații închise, în spații închise în special și în spații publice unde sunt mai mulți oameni, trebuie să porți mască. Și acest lucru va rămâne o chestiune fundamentală, dar eu spun în primul rând ca o formă de respect în comunitate. Pentru că eu acum îmi aminteam când mergeam în Europa și vedeam pe cei din Asia că veneau în aeroport cu mască și mă uitam așa la ei, zic, Dumnezeu poartă ăștia mască. De fapt, e partea unei culturi de respect. Eu port mască în formă de respect pentru cel pe care îl întâlnesc, ca să nu-i transmit un potențial virus pe care l-am, sau dacă sunt răcit să nu strănut în tot aeroportul, să ducă mai departe virus și să nu întreg avionul. Deci la fel și aici, cred că portul acesta al măștii va trebui să devină o parte a culturii noastre, o parte a unui comportament civilizat, prin care atunci când sunt răcit sau când simt că am o problemă, eu, din propria mea conștiință, port o mască să-l protejez pe celălalt. Dacă și celălalt face la fel, evident, ca și comunitate, ne protejăm mult mai bine. Dar acum încă, este obligatorie partea aceasta de purtat a măștii în interior, pentru că acolo este riscul cel mai mare de transmitere. În exterior am văzut câteva analize, studii, e mult mai greu de transmis virusul și mai, nu că nu se poate, dar e mult mai greu. Însă în spațiu intern și mai ales cu cumva și o ventilație,
atunci există risc mai mare de transmitere a virusului. De aceea se vor păstra în continuare niște reguli de prevenție, dar viața începe cu încetul, merge înainte și urmează parcursul firesc. Închei spunând mulțumesc slujenilor, au avut un comportament de nota 10. Ce se întâmplă cu spitalul de campanie de la sala polivalent BT Arena? Va fi desființat? În funcție de calendarul reluării competițiilor sportive și de solicitările care vor avea loc, vom decide în luna iunie din ce moment îl vom împacheta frumos, îl vom pune la depozit și va sta acolo pregătit pentru vremuri grele. Că sunt de epidemie, că sunt de pandemie, că sunt, Doamne ferește, accidente colective, acolo este o dotare care oricând poate face la 300-400 de persoane față și să sperăm să nu o vize niciodată. Dar e acolo și nu ne mai ia nimic prin nepregătite. Deci vom decide săptămâna viitoare în funcție de programul pe care vor stabili acum după relaxarea condițiilor, inclusiv în domeniul sportiv, să vedem ce este permis și ce nu este permis, vom stabili acest lucru. Ce spuneți de faptul că de luni asta e, relaxarea va fi mult mai accentuată pentru următoarea perioadă de 2 săptămâni? Nu spun că e normal, adică se începe ușor cu terasele, poți să mergi, să stai 4 persoane la o masă sau cei din familie cu distanțe de minim 2 metri. E un lucru firesc, la plajă, la fel, să se pregătească aceste lucruri. Sunt chestiuni care se fac peste tot în lume, dacă le vedeți, au devenit modele de bună practică. E firesc ca și România să treacă la această etapă, pentru că, din fericire, a fost gestionată bine până în acest moment și de aceea e bine că tot gradual se face și această trecere. Din această perspectivă, evident că vom asigura asistență și suport logistic și pentru cei care vor deschide activitățile economice. Ne vom implica alături de inspectoratul școlar și o felicit pe doamna inspector Mar, pentru că a pregătit bine, am discutat ieri, modul în care e pregătit prima parte de săptămâna viitoare cu pregătirea pentru examene, derularea în condiții normale a capacității a bacalaureatului, cu tot ce înseamnă măsurile din partea noastră de igienă, de a asigura dezinfecția spațiilor de învățământ, de a avea personal care să ia temperatura, în săli amenajate cum trebuie băncile, astfel încât să păstreze distanța corespunzătoare, cu coridoare de intrare și ieșire separate. Deci lucrurile sunt sub control și pregătite din aceste. Toate școlile de pe raza municipiului Cluj-Napoca au dezinfectanți și măști? Bineînțeles acest lucru. Măștile nu au ținut de noi, le ține ministerul, dar am fost asigurat că pe 1 iunie vor sosi. Dar partea de dezinfectanți care ține de banii oferiți de primărie pentru ca școlile să le cumpere, nu mai există nicio problemă. Am avut o întrebare, ieri am primit un mail pe redacția Ziua de Cluj referitor la organizarea căsătoriilor. Din ceea ce spunea doamna, sunt 5 persoane care au voie să intre în cazino. Și aici a avut o întrebare și în același timp îmi pun și eu acea întrebare. Din 5 persoane, din care 2 sunt miri, la ce renunți? La părinți? 16 persoane sunt. Deci 16 persoane, ca sigur, să știm să-i răspundem. Da, dar cine va vorbi cu 5 persoane? Adică deci, eu am făcut căsătorii personale în cazinou și am avut acolo 13-15 persoane în prezente din afară, că mai eram eu și ofițerul de stare civilă, toți în 16 lei. Deci 16 persoane vor fi înăuntru. Veți relua căsătoriile în aer liber? În parcul central? Nu este exclus acest lucru. Deocamdată acestea câte sunt, nu sunt foarte multe, sunt programate în cazino pentru că asigura un flux foarte clar de intrare, ieșire. Nu se întâlneau cei care intră cu cei care ies. Intră pe ușa din față, el altă ies pe ușa din spate. Deocamdată nu simt nevoia să mutăm în foișor pentru că e mai în siguranță în interior în momentul acesta, pentru că în foișor oricum nu încap, acolo încap doar 5 persoane, că se respectă de 2 metri distanță, 3 câte încap, au chiar 5 persoane în foișor încap. Referitor la alegeri, se vehiculează că vor fi alegerile locale în luna septembrie. În câteva săptămâni vă gândiți să creați condiții pentru alegerile locale? Noi vom urma orice calendar legal se va impune. Deocamdată, săptămâna viitoare, miercuri, Curtea Constituțională va stabili cine stabilește data alegerilor, guvernul sau parlamentul. Până atunci nu știm. După ce vor stabili cei de la curte cine stabilește data alegerilor, vor vedea care va fi data.
guvernul optează pe sfârșit de septembrie, început de octombrie, Parlamentul, în înțelepciunea lui, numai Dumnezeu știe ce gândește. Așa că vom vedea în funcție de ce vor decide, după aceea vom intra în pașii respectivi. Dar, evident, cred că autoritatea statului vom face datoria conform legii pentru orice procedură care va fi stabilită. Vreau să vă întreb care sunt concluziile dezbaterii publice privind sectorul cultural. Antold, nu se mai face asta, cam asta s-a înțeles. Oricum, momentan se pot organiza doar evenimente cu 500 de persoane. Da, asta este o noutate pe care am aflat-o de la momentul derulării dezbaterii noastre. Eu spun că a fost o dezbatere de două ori extrem de eficiente, utile despre starea sectorului cultural și de arte creative din Cluj, pentru că reprezintă un domeniu pe de-o parte important. Vreau să știe, ca de altfel, orice domeniu economic al Cluj este foarte important. Și în sectorul cultural sunt peste 3.000 de persoane cu carte de muncă în acest moment care sunt implicați. Nu este vorba de o poveste că este doar o particularitate măruntă. Repet, sunt peste 3.000 de oameni care lucrează în acest domeniu și este extrem de necesar pentru sănătatea și pentru evoluția unui oraș. Am reușit să consolidăm prestigiul Clujului și datorită sectorului cultural, evident, și sectorului de inovare, sectorului bancar, sectorului medical, multe sectoare, dar și sectorul ONG are un rol important. Ideea a fost următoarea. În măsura în care condițiile legale permit, evenimentele să se desfășoare, de la cele mai mici până la cele mai mari. De referință este TIF-ul, care deja a anunțat că da, îl vom organiza în formele prevăzute de lege, probabil în luna august. Acum au un element de referință, 500 de participanți, și în funcție de aceasta, evident, toate celelalte entități își vor relua activitatea. În condițiile în care este permisă această reluare și noi, am spus de la primărie, chiar dacă avem o cădere economică, vom susține sectorul cultural în limitele și în sumele financiare pe care le vom avea și pentru viitoarea ședință de Consiliu Local. Știți că am amânat toate proiectele în luna martie, deși erau data de susținut, le-am amânat pentru că ordonanțele militare interziceau activitățile culturale. Acum nu mai sunt interzise. Am cerut fiecărui participant în proiect să ne spună în ce condiții și cât poate organiza evenimentul. Am primit aceste solicitări, le-am dezbătut și în plenul întâlnirii noastre. În consecință, mesajul nostru este activitățile culturale trebuie să meargă mai departe în condițiile stabilite de către autorități. Evident că unele, cum este Antold, vor avea alte nuanțe, altele mai mici vor putea fi mai ușor organizate, dar mesajul trebuie să fie următorul. Este un avantaj competitiv al Clujului, nu trebuie să dormim, pentru că dacă ce pierdem anul acesta, cu greu va fi refăcut anul viitor, deci trebuie continuat, pentru ca și în domeniul cultural Clujul să-ți păstreze forța pe care o are și pe care și-a câștigat-o în decursul timpului și, în consecință, vom asigura, în limitele susținerilor financiare existente, finanțarea sectorului cultural. Aici vorbim nu numai de Antold, mai avem Jazz in the Park, avem Electric Castle, poate se pot organiza, nu știu, 2000 de persoane odată cu relaxarea, poate vor fi modificări după data de 15 iunie, după ieșirea din starea de alertă. Momentan sunt 500 de persoane. Vor fi finanțate și aceste trei festivaluri? La care vă referiați în concret? Păi vorbim de Antold, vorbim de Electric și de Jazz in the Park. Bineînțeles, Antold nu a luat bani de la primărie niciodată. Ei beneficiază doar de faptul că sunt în Cluj-Napoca și au infrastructura orașului, care o plătesc, o închiriază și o plătesc. Ei nu primesc bani de la primărie, n-au primit la nicio ediție, cu excepția primei ediții când a fost organizată către primărie în cadrul competiției de capitală europeană a tineretului. Deci nu intră. La fel, Electric Castle nu primește bani de la primărie, că nu se desfășoară în municipiul Cluj-Napoca. Jazz in the Park are o anumită componentă de susținere financiară, dar oricum modestă, și în consecință ei vor primi sprijinul orașului pe toate modalitățile legale pe care noi le avem la dispoziție. Din acest lucru, în această privință, aș vrea să fie foarte, foarte clar. Sunt voci care subliniază că în alte mari orașe a fost folosită, să spunem, această perioadă a pandemiei pentru a lua câte o bandă de la mașini
și a le oferi bicicliștilor. La Cluj au existat propuneri sau discuții pe această temă și referitor vorbim și de moților, mai este acolo, la un moment dat spuneați de benzi reversibile și mai erau, așteptați o informare de la specialiști, s-a luat vreo măsură pe benzile reversibile. După ce terminăm extinderea de la fabrica de bere, vom intra acum cu expropierile și cu puzul și cu tot ce înseamnă la fabrica de bere și strada Mărginașă, cred că în următoarea ședință de Consiliu Local sau în luna iunie, care practic va stabili forma finală. Vom avea toate analizele făcute încă o dată pe masă riguros, pentru că depinde partea aceasta de benzi reversibile și de transport în comun dedicat pe moților de blocajul de la fabrica de bere. Până nu se extinde sublumarea aia acolo, nu poți să faci. În privința benzilor dedicate, da, și a bicicletelor, uitați-vă că pe Napoca, pe Petru Maior, pe Piața Blaga, toată zona aceasta, acum lucrăm exact la acest domeniu, pe Milisac, extinderea zonelor pentru, inclusiv pentru pistele de biciclete. Avem un șantier plin în centrul Clujului, care va dura până la toamnă și aici este efortul meu în fiecare zi, dimineață și seară, să grăbesc, să putem ieși în toamnă oarecum fără să fim foarte, foarte aglomerați. Termenul maxim este noiembrie de finalizarea lucrării, dar doresc ca tot ce ține de partea carosabilă să fie gata în septembrie, astfel când începe școala anul universitar, să mai rămână de lucru, în special la partea de trotuare și mai ales la partea Blaga, partea necarosabilă, unde nu se circulă. În rest, să fie gata în septembrie și Petru Maior, și Milisac, și strada Napoca, și tronsonul din Piața Blaga până la Republicii, rămân Piața Blaga până la sfârșitul lui noiembrie ca element de finalizare. Celelalte îmi doresc să fie gata, îmi doresc. Am cerut acest lucru în cadrul contractului și să facă toate demersurile și monitorizez în fiecare zi să ajungem ca în septembrie aceste străzi să fie gata, cu excepția părții necarosabile din Blaga. Vreau să știți că aici lucrează toți, adică de la cei care bagă cabluri subteran CFO, la electrica, la gaz, la compania de apă, tot se introduc, își schimbă conductele, RADP-ul mai face canalizări, de ce mai are nevoie ca să-și ajusteze lucrările. Deci este un șantier multiplu care presupune foarte mulți actori care sunt coordonați, în fiecare zi sunt monitorizați. Pe lângă aceasta, echipele de la Poliția Locală și Poliția Municipiului, în parteneriatul dintre domnul Bontinean și Poliția Municipiului, să asigure siguranța traficului și cu respectarea unor condiții pentru pietoni, astfel încât ei să nu fie puși în pericol. E un șantier complicat, dar nu e nici primul și nici ultimul din Cluj-Napoca, știm ce avem de făcut. Referitor că nu este nici ultimul din Cluj-Napoca, până în septembrie traficul nu va fi foarte accentuat. Ce lucruri se mai pot face până atunci? Toate care sunt în lucru le derulăm fără restricții. Lucrăm pe strada Traian Moșoiu. Acum avem două străzi private care au fost primele predate la municipiu și îi încurajez și îi felicit. Și acele străzi vor intra și ele într-un proces de modernizare. Prima are, în primul rând, să nu mai fie grob și să-și poată moderniza asfaltul, după care vor intra cu tot ce înseamnă lucrările mari de infrastructură. Deci, cu alte cuvinte, aș vrea să vă spun că nu vom dormi deloc La baza la terenuri s-a dat ordinul de începere a lucrărilor. Sigur că da, este dat ordinul de începere a lucrărilor la baza sportivă la terenuri. În septembrie anul viitor va fi gata. Deci, mă uitam acum să vă spun care sunt cele două străzi private. Strada Gheorghe Bibescu și strada Nichita Stănescu. Sunt cele două străzi care le-am preluat din privat. Și intervenim cu lucrări de modernizare și după aceea de complet edilitară și fac un apel pe această cale la toți cei care stau pe străzi private să le predea la municipiu, pentru că am făcut o formulă mult mai flexibilă, mai suplă, trebuie doar toți aceia de pe stradă să-și dea acordul, pentru că în timp cei care vor locui pe străzi private și nu le vor asfalta ei, sau nu le vor preda la primărie, vor avea impozite și taxe mai mari. Pentru că noul plan de calitate a aerului ne impune să îi sancționăm în urma solicitărilor Comisiei Europene pe cei care produc praf în municipiu. Și străzile private sunt o componentă în acest sens, de aceea noi am flexibilizat
foarte mult procedura de primire în domeniul public pentru ca noi să le asfaltăm, dar dacă acest lucru se va întâmpla, repet, în intervalul de timp pe care noi vom stabili în Consiliul Local, probabil începând cu 2022, dacă până în acel moment nu se predau sau nu se asfaltează într-o formă sau alta, cei care locuiesc pe acele străzi ar putea avea impozite mai mari. Da, dar aici este o mică problemă, domnule primar. Dacă cei care au casa cumpărată împreună cu terenul aferent cu credit bancar, este destul de greu să cedeze pământul la primărie. Eu nu cred că trebuie căutat acum carul cu fân. Sunt convins că din punct de vedere juridic există soluții pentru fiecare situație. Nu există situație fără ca juristul să nu aibă o soluție. Mă garantez asta. Și asta câte situații o să fie din toate situațiile respective? Le luăm pe fiecare caz în parte, le analizăm, dar mesajul trebuie să fie foarte clar că avem nevoie să păstrăm calitatea aerului la Cluj. Pentru că acum am extins noi, ca în domeniul public, extindem pistele de biciclete, transportul în comun de ultimă generație electric, 100 noi hectare de parcuri noi în orașul, 100 de milioane de euro investiți, modernizăm toate arterele mari, importante, tot ce avem în Cluj, facem să trecem pe dimensiunea nepoluantă, creăm parkinguri în cartiere, pe această linie să meargă mai departe. Adică trebuie să facem toți un efort și să vedem unde mai... Pe șantiere sunt controle extrem de riguroase și severe pentru a se respecta spălarea roților la ieșirea de pe șantier, să nu mai iasă nimeni în acest oraș cu roțile murdare pe care o sabie să ducă praf. Deci facem fiecare câte un efort major în ce înseamnă calitatea aerului și a vieții la Cluj. Și atunci și cei care stau pe străzi private au această obligativitate. Pe de o parte, primăria bine și întinde o mână și spuneți, predați această stradă la municipiu și noi o întreținem, o modernizăm și responsabilitatea este a noastră, sau puteți să nu o predați, dar aveți un interval de timp de 2 ani de zile să vă faceți proiectul, să vă asfaltați dumneavoastră și să vă mențineți în regim privat. Dar, cred, această formulă trebuie să fie bine înțeleasă pentru că este o chestiune de comunitate, nu este o chestiune arbitrară. Toți avem nevoie să tragem la aceeași căruță în acest oraș în binele sau spre binele comun. Vă spuneați de două străzi, de Bibescu și Nichita Stănescu. La un moment dat cineva a propus să dăm nume de mari sportivi clujeni. Nu se poate. Da, la străzile noi care se apar în municipiu, evident că acceptăm propunerile să fie discutate. Există o comisie specială de atribuire de nume și la municipiu și la prefectură, care analizează propunerile și le avizează, după care Consiliul Local rămâne să aibă votul final. După cum, de exemplu, am spus, pentru Doina Cornea, suntem într-o procedură de a schimba denumirea străzii pe care locuiește în momentul de față, cu înțelegerea și sper cu sprijinul locuitorilor din zonă. E singurul caz unde am recurs la, să spunem, la modificarea unei străzi cu un nume preexistent, dat fiind faptul că acolo urmează să fie casa memorială Doina Cornea și e firesc această casă memorială să fie pe strada Doina Cornea, dacă este posibil. Acesta este argumentul pentru care, și formă de respect pentru marele erou clujan, să avem această stradă în municipiul nostru. Dar în rest, evident, suntem receptivi la propuneri și străzile noi care se creează în Cluj-Napoca poartă numele stabilite de Comisia de Atribuire de Nume. Ce se întâmplă cu parkingurile din Gheorgheni? Toate sunt în faza de evaluare. Acum, să fim corecți, nu putem demara lucrări noi până nu le terminăm pe cele existente, pentru că resursele financiare nu ne permit să ne angajăm în proiecte noi până când nu le finalizăm pe cele care le avem în derulare în momentul de față. Și probabil în toamnă vor fi finalizate proiectele, astfel cât în bugetul pentru anul viitor să putem avea și acolo începerea unor proiecte. Mă refer la cel de pe Rebreanu, la primul parking modular pe care sper să putem avea în municipiul Cluj-Napoca. Acum, eu mă uit foarte pozitiv la ce s-a întâmplat ieri sau alaltă ieri la nivelul Uniunii Europene. Este un fapt istoric, fără precedent, după părerea mea, întreaga istoria Uniunii Europene. Este cel mai consistent plan de susținere financiară a Europei din toate timpurile. Adică, peste 750 de miliarde de euro, România beneficiază, pe lângă ce există în acest moment, de 31,2 miliarde de euro, din care 19,6 miliarde de euro fonduri nerambursabile, 11,4 miliarde de euro fonduri împrumutate. Deci o șansă de a aduce în economia românească în următorii ani, pe lângă ce avem, încă 31 de miliarde de euro, 10% din PIB. Deci este ceva
repete, la care nici cei mai optimiști economiști nu sperau vreodată că s-ar putea întâmpla. Când în 2008, în 2009, în timpul crizei, ne uitam la euro, la câțiva euro ca să putem împrumuta și nu-i găseam nicăieri pe piață pentru că nu-i dădea nimeni, pentru că România, după explozia din 2008, când am avut un deficit de 8%, și am crezut la -7% și cu o economie nereformată, cu un sistem pus pe butuci, nimeni nu ne împrumuta până nu ne-a făcut reformele structurale. Acum, să ai o șansă uriașă să ți se ofere pe tavă de la Uniunea Europeană 31 de miliarde de euro, din punctul meu reprezintă într-adevăr o măsură de forță a Europei, care are nevoie să le câștige încrederea cetățeanului european, pentru că să fim sinceri, Europa a reacționat târziu în această pandemie. Toate țările au reacționat individual, n-a fost la început o viziune colectivă, o reacție colectivă în fața acestei pandemii, pentru că la fel cum ne-a prins pe toți nepregătiți, a prins nepregătiți și Uniunea Europeană. Trebuie să recunoaștem asta. Și începea să se erodeze simțământul acesta european, încrederea în forța Uniunii Europene. Iată că revine foarte puternic. De câștigarea încrederii este accelerată, pentru că toate țările pot să arate și pot să vadă. Uitați, Europa este cu voi, Europa este aici, Europa nu este o ficțiune. Europa se implică în refacerea locurilor de muncă, în consolidarea economiilor, în bunăstarea fiecărei țări în Uniunea Europeană, să nu ne mai oameni din țară. Mă doare sufletul să văd oameni care pleacă în continuare să-și caute un loc de muncă mai bun la culese Sparanghel în Germania. Au venit 1,3 milioane de români. Da, dacă ar avea și aici aceleași salariu. Asta e șansa noastră uriașă pe care o avem. Cu banii aceștia putem moderniza țara astfel încât oamenii să aibă salarii decente aici, să nu mai fie nevoie să ia calea pribegiei pentru culese Sparanghel în străinătate. Asta e șansa mare a României. Nu se va întâmpla mâine, dar în câțiva ani, dacă acești bani sunt utilizați cu bună știință, să creeze investiții, locuri de muncă bine plătite, să crească competitivitatea țării noastre, să crească calitatea vieții în diverse domenii, toate vor duce până la urmă la creșterea salariilor și la un nivel de trai decent. Și atunci românii vor sta acasă și vor pleca în Europa cât doresc ei, voluntar, fără să fie forțați din punct de vedere economic. Pentru că asta e mare miză. Libertatea de circulație trebuie păstrată, că e sfântă în Uniunea Europeană, dar nimeni să nu fie obligat să-și părăsească orașul, țara, comuna sau ce o fi din motive economice, că nu poate trăi acolo cu un salariu cât de cât decent dacă muncește. Și asta e marea miza Europei acum și politica de coeziune capătă un nou star, se resetează Europa, oameni buni, vă spun, e un lucru fără precedent și de repet, nu s-a vorbit acest limbaj niciodată de când sunt eu de atâta mari de ani în politică și mai ales din perioada crizei economice din 2008-2012, când era exact invers, totul pe austeritate, totul pe restrângere de cheltuieli, totul pe... Acum este exact o viziune complet diferită și care, vedeți că aceste împrumuturi se returnează prin 2050-2060, cu o viziune lungă de timp, deci nu una scurtă, pentru cei care, pentru banii de 11,4 miliarde de euro din cei 31 care se pot împrumuta, atunci repede nu ne împrumuta nimeni, numai dacă făcea acord cu femeiul. La femeiul venea și spunea, tu ca să îți dau bani, trebuie să demonstrezi că poți să mi dai înapoi, că ești ca bețivul din sat. Nu ai datorii, dar dacă te împrumuți, că nu mi-i poți da înapoi. Primul, demonstrează că ai loc de muncă, demonstrează că te-ai dus la dezalcoolizare, ești pe picioarele tale, muncești că să-mi poți da banii înapoi. Cam asta era viziunea până la urma femeiului. Nu-ți dau bani decât dacă demonstrezi că te dai banii înapoi. Atunci România a fost obligată să facă acele reforme structurale, să arată că are o economie care poate să dea banii înapoi pe care i-a împrumutat, pentru că altfel nimeni nu se împrumută. Acum, Uniunea Europeană, repet, are șansa asta teribil de mare pe care n-a avut-o niciodată și România cu atât mai mult. Și stă în înțelepciunea noastră politică și colectivă de a utiliza cel mai bine acești bani care să aducă plus valoare, că să se rostogolească și să un euro să aducă 3, 5, 10 euro, așa cum este investit. De-aia sunt optimist că și noi, la nivel local, vom avea o anvelopă mai mare de oportunități pentru a dezvolta și metrou, și renul metropolitan, și centrul metropolitan, și spitalul regional de urgență, ca să vorbesc doar de 3-4 proiecte care sunt importante în acest moment. Ce se întâmplă cu colectarea selectivă? Cum funcționează? Sunt progrese și e ultima întrebare, din păcate nu mai avem timp. A rămas un singur punct gospodăresc cu card, cu acces cu card? Nu, punctele gospodărești cu card au fost un proiect pilot pe care încă nu l-am finalizat în integralitate, să vedem cum funcționează. Deocamdată funcționează celelalte puncte gospodărești îngropate. Colectarea selectivă merge în direcția bună, dar în ritm lent. Vom avea o analiză foarte serioasă acum în iulie cu privire la un an de la implementarea legii, unde suntem și ce putem face împreună autorități, firme de salubritate și cetățenii să trecem la un nivel superior. E partea plină a parului că s-a deschis prima celulă din MID și acum să spunem că am scăpat de presiunea că se închide rampa și nu avem unde să ducem gunoaiele.
Pe de altă parte, însă, trebuie să întărim responsabilitatea tuturor actorilor implicați. Vom avea o analiză specială. Ce se întâmplă cu vechea rampă, dacă tot am vorbit de CMID? Ce stadiu este mutarea deșeurilor de pe rampa neconformă? Se vor muta sau se încearcă închidere? Nu, se vor muta în timp. Nu există alte lege în momentul de față, decât aceea că în momentul în care s-a deschis prima celulă de CMID, nu se mai depune pe vechea rampă, asta este clar, ci încet, în funcție de capacitatea noului depozit, se transferă acolo. Este ora 10, dar totuși încă o întrebare. Suntem în 29 mai. Aveți o închidere a lunii aprilie, știți? Toată lumea așteaptă închiderea trimestrului 2, care se preconizează a fi catastrofal. Dacă trimestrul 1 s-a încheiat pe pozitiv, însă aprilie, mai, iunie, se arată a fi în cădere liberă. Ne așteptăm la o cădere substanțială de venituri, pentru că martie n-a fost relevant, deci am avut urma 7 milioane de lei doar pe martie, bucățica aceea, dar pe trimestru va fi evaluarea la sfârșitul lui iunie, când vom vedea cum stăm cu lucrurile. Nu arată foarte bine acest trimestru, sperăm însă la o revenire puternică după aceea. Eu cred fel de creștere economică în formă de W. Creștere, descreștere, iar creștere, dar categoric suntem afectați de aceste momente. La sfârșitul lunii iunie, când se gata trimestrul 2, vom avea poza completă. Mulțumesc mult de prezența în emisiune. O zi excelentă în continuare. Vom părăsi